Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri! Pomul de Crăciun a fost inaugurat pe piața centrală a orașului Drochia. Pentru a-l admira au venit drochienii, dar și oaspeții orașului. Detalii la acest subiect aflați de la colegii mei. Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Drochia. Locuitorii orașului și oaspeții acestuia, cu voie bună, muzică și dansuri, au participat la inaugurarea pomului de Crăciun. Foarte frumos am citit cu Bradu. Bradu a numit mai bogat decât anul trecut, însă și Bradu. Frumos. Suntem bucuri de așa, Bradu. Ne pare foarte bine și să ajungem și la anul și la mulți ani cu așa Brad. E mai frumos ca cel din Ucraina. Și e aproape așa de frumos ca așa cel de la Chișinău. Ne pare bine. La mulți ani pentru toți locuitorii orașului Drochia. Foarte tare îmi place Bradu și atmosfera de anul nou. Este o atmosferă feierică și plină de daruri și bucurie. Pomul de Crăciun va înfrumuseța imaginea orașului pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Aproximativ 50 de ani, acesta a crescut în oraș. Tradițional, primăria orașului Drochia a dat startul sărbătorilor de iarnă prin inaugurarea pomului de Crăciun. Pomul de Crăciun instalat în piața orașului Drochia, piața centrală din orașul Drochia, este un pom crescut în orașul Drochia, deoarece este un pom crescut pe teritoriul orașului, nu ne-a costat nimic, adică este un pom al nostru. Este un copac foarte frumos, iar frumusețea lui demonstrează încă o dată că în orașul Drochia avem oameni cu suflet mare, iar din căldura lor cresc și copacii, chiar sunt frumoși. În orașul Drochia s-au aprins luminițele de sărbătoare. Pentru a admira mult așteptatul pom de Crăciun, care are o înălțime de 18 metri, s-au adunat drochieni de toate vârstele. Două magazine din orașul Căușeni au fost sparte. Hoții au fost surprinși de camerele de supraveghere atunci când vandalizau magazinele. Hoții au pus stăpânire pe orașul Căușeni în noaptea de 18 spre 19 decembrie. Două magazine din centrul urbei au fost sparte, iar răufăcătorii au pătruns în ele și au sustras sume impunătoare de bani. Unul dintre acestea care a rămas fără banii din aparatul de casă este magazinul Arta Vinului. Hoții au spart geamul și au sustras doar banii fără a se atinge de altceva. Vânzătoarea magazinului afirmă că la orele 2 noapte a fost declanșată alarma, iar serviciul de pază, deplasându-se la fața locului, nu a sesizat nimic suspect. Abia dimineața, la orele 8, când a venit la muncă, femeia a văzut că geamul era spart, iar o parte din bani lipseau. 8 часов пришла утра, зашла в магазин и было разбито стекло. И сразу позвонила в полицию. Точно не вандализм, потому что именно за деньгами они и залезли. Рано сработка ночью была. Polițiștii veniți la fața locului au ridicat o rangă metalică cu care se presupune că a fost spart geamul. Мы подняли отпечатки пальцев и отпечатки перчаток были следы. Вот бандиты зашли в дом и в магазин и украли только деньги, больше ничего, ни продукцию, ни товар, ничего. Un alt magazin care se presupune că ar fi fost ținta acelorași hoți a fost supermarketul Linela.
Aici la fel a fost spart geamul de la intrare, fiind sustras terminalul de plată a serviciilor. La orele 4 dimineața au venit și un timp de 2 minute, au stricat ușa și au intrat și au scos anume banii din aparat. Dar era ce era? Bancomat ce era? Bancomat era. Și el era ars, stricat tot. Adică bancomatul era? Era ars, da. Numai cât a rămas așa... Carcasul. Da, așa tot era scos din trâns. Tot distrus era. Eram șocat, pentru că din 2010, de când s-a deschis magazinul acesta, nu a fost niciodată așa furt. Asta acum prima dată s-a întâmplat așa. A fost programat din timp, ca nu mi să fie sărbătoarea asta, când toți polițiștii tamană sunt obosiți și o socotit că să facă lucrul ăsta. Cazul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, iar administratorul magazinului spune că din imaginile video se văd doi tineri cu măști pe cap, care au acționat timp de 2 minute și au scos afară terminalul de plată, după care au fugit cu cutia cu bani. Два молодых человека, 4 часа утра, разбили стекло и вынесли терминал. Вот и все. А маски? Да, были укутаны. Разбитые стекла, порядка бардак. Только вынесли катушку с деньгами и все. Căușănenii cred că hoții nu au ales întâmplător să acționeze de ziua poliției. Ei cred că infractorii ar trebui prinși și pedepsiți. Foarte rău. Unii paza. Depinde, trebuie să iei paza. Dar paza scorinește, mă tinc. Poate asta special a făcut. De ce? Ca să-i trezească pe deșuleacă. Cine? Și polițiști. Asta e total haos. Nu-i niciun control, nu-i niciun... E car și poți. Deci sărbătoare, dar trebuie și vegheat. Dacă se întrebeam, te și pe drumul să mergi. La moment, cazul este cercetat de poliția din Căușeni. Oamenii legii afirmă că nu se cunoaște dacă este vorba despre unii și aceiași făptuitori. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru furt. Pentru faptele lor, hoții riscă până la 4 ani de pușcărie. La 19 decembrie, în satul Bădiceni a avut loc evenimentul de inaugurare a serviciului social Locuință Protejată. În reportajul următor aflați mai mult. Astăzi, 19 decembrie, în satul Bădiceni a avut loc evenimentul de inaugurare a serviciului social Locuință Protejată, serviciu creat cu sprijinul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare, unde locuiesc 6 beneficiari transferați de la internatul psihoneurologic din Bădiceni. Vă spun sincer că sunt foarte bine că atâția ani am locuit în casă în internat și acolo e altă situația, viața și eu m-am gândit să locuiesc în casă protejată. Bine, facem mâncare și ghine aici. Ce mâncare cel mai vă place să faci? Borș, carne, maligă, maliguță, greșcă. Ne sculăm, ne mâncăm, strângem patul, spălăm pasuda. Și așa, la lucru teatră, lucruri bine. Locuind în comunitate, beneficiarii pot accesa toate serviciile existente în comunitate, să viziteze medicul de familie, să primească suport din partea asistentului social, să participe la evenimentele și sărbătorile organizate de primărie, să se angajeze în câmpul muncii. Se înțeleg foarte bine, eu le-am spus că ei sunt ca o familie și trebuie să împași toți foarte bine. Dacă este ceva de lucru, dacă este cumva, ei toți împreună activează. Băieții, mă rog, vă zic pe afară, fetele așa cu mine, tot pe la bucătărie tare mult mă ajută. I-am învățat chiar să fac și mâncare, am lipit și colțenaș, am și la plăcinte i-am pus și-o făcut și se descurtă. Majoritatea beneficiarilor acestui internat psihoneurologic se înțeleg destul de bine cu locatarii satului. O parte, o majoritate chiar de ei, îi mai ajută pe locuitorii satului de diverse lucrări agricole care au ori prin gospodării la ajutorul cetățenilor. Și nu sunt probleme, suntem bineveniți. Vedem această casă care, de exemplu, acum a fost reparată, amenajată, adusă la toate condițiilor ca să poată beneficia un beneficiar din niște condiții de trai mai bune față de cum le aveau la internat
și este binevenit să cotcă integrarea lor în societate. Îngrijirea rezidențială a limitat pe parcursul anilor posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să facă parte din societate și să se bucure de aceleași drepturi ca toți ceilalți. Amplasarea celor 6 beneficiari în locuința protejată este un serviciu care va permite acestor oameni să ducă un mod de viață normal, adaptat la necesitățile cotidiene. În raionul Soroca, aceasta este prima locuință protejată. Potrivit autorităților, dezinstituționalizarea beneficiarilor internatului va continua și la anul viitor. Le-am lămurit că ei aici vor trăi ca într-o familie. Și de aceea ei singuri s-au format echipa și au hotărât, iată, împreună. Și s-a primit că sunt 4 femei și 2 bărbați. Și trăiesc câte 2 în cameră, se împacă foarte bine, se descurcă. După cum vedeți, păstrează curățenia, de cum au de prinderi de a pregăti bucate singuri, fac focul în cazangerie și se descurcă bine. În afară de această casă, noi avem 2 locuințe protejate deja deschise în satul Zgurița, raionul Drochia, care au fost procurate de banii instituției, dar această casă, mulțumim donatorilor externi a Guvernului Republicii Cehe că ne-au procurat această casă. Noi am făcut reparația și am adus-o la condiții normale de trai și ieri a fost un eveniment însemnat, a fost procurată încă o casă de către Guvernul Republicii Cehe, tot în satul Bădiceni și sperăm că la anul viitor vor fi cazați încă 6 beneficiari în locuința protejată. A fost procurată cu 220.000 de lei, dar investițiile și reparațiile în jur de 80.000 de lei, care au fost suportate de către internat. Noi, domnule, надеемся, что будут примером, который будет развиваться. Мы здесь в Молдове финансировали 6 похожих домов. Но не только оборудование, но всю систему, как работает, обучать работников, обменяться опытом, как делаем в Чешской Республике. Ну и надеемся, что этот вид обращения с пациентами будет продолжаться и развиваться. Foarte bine că avem posibilitate să îi aducem la condiții cât mai aproape de cele reale, să se vadă că într-adevăr ei nu sunt uitați, sunt necesari, că se încântreze, că sunt oamenii noștri care... Așa e. Este un lucru binevenit. Dumneavoastră ați văzut cu ultimul timp cu ajutorul și stânia guvernului ceh au fost posibilitate să fie de acest gen cu o casă procurată în Zgurița. La fel am fost informat deja caz despre curat pentru a doua din satul cu Bădiceni încă o casă. Asta e un lucru foarte bun. Până în prezent, 18 persoane din cele circa 400 din internatul psihoneurologic din Bădiceni au fost plasați în casă protejată. Zăpada care a căzut în această noapte a dat mai multe bătăi de cap angajaților de la secția de înverzire și amenajare a orașului Soroca. La puțin timp, după ce au fost aranjate o parte din luminițele din jurul bradului, care acopereau Piața Libertății, au căzut la pământ. Asta din cauza stratului greu de zăpadă. Totodată de dimineață a fost blocată și strada adiacentă Pieței Libertății. Angajații de la Spații Verzi au reacționat prompt cu tehnica specială pentru a înlătura problema și pentru a instala luminițele la loc. În timpul de față, în cauza zăpezilor abundente care au fost noaptea aceasta, de la ora 2 dimineața, acum zăpada cade și pradul din orașul Soroca a avut pericol de suferit, dar vă promitem și vă dăm asigurare că sărbătorile de anul nou să fie petrecute și n-o să aibă suferit cetățenii și oaspeți din orașul nostru. După cum se vede, zăpada într-adevăr este umilă și grea și cade în continuu, dar o să disperăm să facem față. Autoritățile dau asigurări că aspectul bradului, dar și Piața Libertății, pregătită pentru sărbători, nu vor avea de suferit, iar sorocenii vor avea parte de sărbători frumoase în centrul orașului de Crăciun și de Anul Nou.
Aici închem știrile. Dacă ați fost martorul unor evenimente care pot deveni știri, apelați la numărul nostru de telefon 0252 237 04. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți alături!